La Radio, con Andrea Esca, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit! Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu au în preajma un aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europa.fm.ro sau pe andreasca.com. Cadoul meu pentru dumneavoastră, doamnelor, de 8 martie este să vă fac cunoștință cu Mona Nicoară, regizor de film documentar, producător și scriitor, cea care tocmai ne oferă în această perioadă minunata peliculă despre o altă femeie deosebită, poeta Nina Casian, film care se numește Distanța dintre mine și mine. Bună, Mona, și bine ai venit! Servus, îmi pare tare bine că sunt aici! Înainte de toate, eu trebuie să recunosc faptul că mă știu cu Mona din uh, vremea liceului și uh, pe, pe, vremea aceea ea însă și era o mare poetă. Uh, A trecut între timp. Da, 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 și noi spuneam Moco, așa că dacă o să mă auziți din când în când o să-i spun Moco, de acolo vine. Dar chiar așa, de, de ce spuneam Moco? Cine zicea ție Moco? De la Crezi? Nu cred, știu. Dar nu era așa. Cineva hotărâse uh, că ești nu, așa avut, și a rămas N-am avut nimic de a face eu propriu zis, că nu eram încă foarte persoană când mi s-a dat această poreclă de către bunicii mei a, deci de la venișoara. Venișoara. Eu m-am născut la Ineul lângă Arad, care pentru ei, Timișoreni, foarte urbane, așa era la țară, o zonă de mocofani. Drept urmare, când am apărut la vârsta de nu știu șase zile sau cât o voi fi fost eu la Timișoara, mi s-a zis mocofană și am rămas moco până în ziua de astăzi pentru cei care mă știu de Mona. Pentru <gătări> cei îmbrână, care nu mă știu da. de Mona, da, am înțeles. Să știți că emisiunea noastră începe cu o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Aole. Așa că o să auzi un cronometru și când începe el să țăcăne așa, tu ai să ne spui cine ești, cum te-ai descrie tu în 20 de secunde. Ia! Autobiografia în 20 de secunde Uh, sunt uh, om de litere la bază, dar m-am apucat de film uh, din greșeală, când am ajuns în America la uh, un doctorat tot pe literatură, am intrat într-un film documentar uh, și n-am mai ieșit din filmul documentar până acum. Între timp s-au adunat doi copii, un divorț uh, ce am mai vieții. fost pe acolo de ale vieții, da. <laughs> și uite, au trecut 20 de secunde și asta e. Um, cum încep din copilărie toate poveștile și cum tocmai ne-ai spus că te-ai născut lângă Timișoara, dar practic ai copilărit în Timișoara, um, cum, cum era cartierul copilăriei tale? Cum l-ai descrie? Uh, e o Timișoară de care mie mi-e foarte dor. Acum când mă duc la Timișoara nu mai recunosc orașul propriu-zis. Era un oraș uh, în anii '70 când am ajuns eu acolo foarte uh, mult mai multicultural decât este acum timp mi-au plecat uh, de acolo întâi prietenii evrei și prietenii nemți care tot așteptau să plece și primeau din pachete diverse obiecte de la părinții plecați. Au plecat până și au plecat și ungurii, au plecat și sârbi în timpul războiului uh, incredibil și am rămas fără prieteni în Timișoara. Am un singur uh, prieten uh, Tibi Tocăniță care este artist plastic uh, și în rest nu mai am pe nimeni, practic, în, în acel oraș. Dar care-i amintirea ta despre strada pe care locuiai? Uh, e, uh, eu, era o amestecătură de tot felul de copii care băteau mingea, bârfeau, se bârfeau unii pe alții. Uh, era o gașcă care se reforma în fiecare vară, în principal, se, se, se reformau alianțele da. între, între cei de acolo. Și pe care nu-i mai regăsesc deloc în oraș. Prietena mea, cea mai bună, Gaby, care avea mucoviscidoză, fibroză cistică, așa și care a supraviețuit până la 30 de ani aproape, s-a dus prima, după care au dispărut cam toți. Unii, unii, au plecat definitiv, alții au murit. E foarte straniu că totuși nu suntem așa de în vârstă. Dar să te duci în locul în care ai copilărit și să nu să nu-i mai găsești pe cei cu care băteai mingea, e destul de alarmant așa. Te, te scoate din trale tale și te face să te gândești la... Câte... Să trăiești viața repede. Da, da, că da, da, nu se știe. exact. Dar care i prima amintire cu tine copil? iară de-a face nu cu Timișoara ci uh -huh. cu Ineul unde m-am născut și unde au stat părinții uh, mei uh, o vreme uh, și țin minte că stăteam într-un apartament uh, de bloc care are, avea o vedere uh, uh, către alte apartamente de bloc și urmăresc pe vecini absolut, erau doi, erau doi uh, gemeni fascinați uh, în blocul de vis-a-vis care într-o seară când au plecat părinții sarmanii au mers și la restaurant, ce-ar fi fost să și iau o, o pauză. Și copiii au dat foc la casă? Nu, ah. mai rău. De fapt, au sărit pe geam, au ieșit pe geam strigând „Mie e foame, mie e somn, vreau ciocolată. Tum. Ca să știe toți vecinii că ei au fost lăsați singuri și să-i facă pe părinți de râs. Voi, de la ce etaj erau? Măcar la un etaj... A, doi, nu. trei, nimic la nu. ok, nu, deci nu era chiar problemă. alarmant. Nu, 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 erau doar așa pe jumătate ieșiți pe geam și zbierau ca să audă tot orașul. Mi-e foame, mi-e vreau ciocolată. Chestia cu ciocolata m-a rămas în cap uh, uh, foarte tare. Ce vă jucați când erați mici? Dar ce vă jucați? Uh, erau uh, la vremea aceea uh, uh, erau la mar în mare vogă de-abia apărusă uh, prin România, din pachet nu? Uh, păpușile Barbie. Uh -huh. uh, și era un trafic teribil uh, cu aceste păpuși pe care eu nu le am înțeles niciodată, dar la care am participat din motive sociale, că mi s-a părut da, ca să nu fiu să... altfel. Da, să fiu și eu ca, uh, Ce copii? ca ceilalți. Da, acum le urăsc și mă bucur foarte tare uh -huh. că am, și -am atunci, avut doi băieți și atunci le urai. Da, da. că vrei să fii da. simpatică, asta da, înțeleg exact. eu. <laughs> um, cum era la voi acasă? Ți-amintești așa atmosfera din casa voastră când era mică? Uh, da, eu am crescut uh, cu bunicii după ce m-am mutat la Timișoara, părinții erau în uh, divorț și am stat mai mult în casa bunicilor, și care culmea și acum este unul dintre locurile la care mă gândesc, uh, uh, ca locurile mele uh, uh, de pace și de liniște uh, privilegiate. Între timp, bunica s-a dus. Uh, dar mi-au rămas tot felul de amintiri mirosuri, bunica picta foarte mult, mirosul de terebentină și acum am de da, amețele așa și am tot felul de sau? da, da, uh -huh. am tot felul de nostalgii legate de mirosul de terebentină, uh, mirosul și de mâncare Ce mâncare vă făcea? bună? Uh, era mâncarea austro-ungară clasică, uh -huh. uh, o grămadă de lucicoș, care uh, cred că Bucure bucureștenii nu prea îl știu. Uh, Dar ce este, de e, e pe, E pe bază de... Pe bază de cocă. Nu, nu, de nu, poze este pe bază de varză cu foarte ah, mult de varză. Este, da, e o mâncare pe care eu uram copil fiind fiindcă acum o iubesc De la ce culme. e ca o varză călită sau ce? E o varză nu călită cu, cu macaroane. Ah, nu aia. este uh -huh. o e e o chestie cu foarte, foarte aromată de fapt. Uh, uh, precum și eternele uh, sosuri de vișine, iarăși o chestie uh, uh, pe care, care pe bucureștenii o ripilează. Sosul Dacă de te vișine că e ceva și dulce. sosul de mere este ceva dulce și care se servește cu uh, carne de vită, cu toate cele. E, e o întreagă bucătăria ustro pe care bunica o practica uh, uh, cu uh, uh, mare dexteritate. Și tu știi să faci ceva din toate rețetele astea? Pe multe. Pe, da? pe multe le-am învățat. De mai mult de unul singur, de una singură. Nici bunica, nici mama n-au vrut să învăț să gătesc. De ce? Și n-au vrut să mă învețe să gătesc. În, Într-un feminism din ăsta <laughs> foarte, foarte simplist, în care dacă stai la cratiță, înseamnă că nu poți să faci și altceva. Drept urmare, am învățat de una singură, din pasiune, uh -huh. să gătesc. Singura rețetă pe care și acum regret că nu am luat-o de la bunica era una de o supă de vișine clară cu leuștean care mi-a rămas în cap și acum când am întrebat-o acum câțiva ani nu-și mai amintea de ea nu Și nu le avea notate undeva? Nu, evident. Erau toate din cap. Unde că caiet undeva prin casă. Și mama nu știe să o nu, mama, mama nu are nici memoria acelei supe. Eu știu exact cum arăta, ce claritate avea. Cum... Dar tot bunica îți spunea povești seara sau se spuneau povești, nu știu, la culcare copiilor? Atunci. A, mi se cita foarte mult. Da? Mi se cita foarte mult. Culmea, acum am găsit, am în telefon la mine, am făcut niște fotografii, am găsit între noi copii, cartea Nine Casian, pe care eu am avut-o copil fiind uh, și am regăsit-o acum cu uh, scrijeliturile mele la Arată desene de copil de 5, 4, 5 ani cu. Uh -huh. uh, uh, tatăl meu a scris ceva și îi recunosc foarte bine uh, uh, scrisul în carte, e printre puținele cărți pe care le-am păstrat. Mica Murdărica era altă, nu știu dacă ai apucat <laughs> da, da, da. <laughs> Era altă carte de mare succes. Nu erau foarte multe la vremea aceea și cam toți avem aceeași cultură, nu? Am, am crescut cu aceleași cărți, că erau da, că sunt vreo 10 pe care cărți nu știu, copii. tabieturi sau cum să le da. zic, de ale părinților tăi pe care le-ai repetat și tu cu ai tăi? Cu da, cititul seara. Da? Cititul seara... Uh, uh, Adnauzeam. <laughs> Copiii mei erau copii care vreau de la cinci cărți în sus să li se citească. Citesc foarte, foarte mult în continuare. Asta mă, eu, e una dintre chestiunile pe care sunt convinsă că uh, le-am le tra le transmis-o genetic uh -huh. uh, uh, și mă bucur foarte tare, dar. Uh nu întotdeauna, cel mic citește și pe stradă în New York mm -hmm. dacă merge cu mine și zice, nu dă mașina pe, peste mine, că merg cu tine. Dar mie mi-e e frică că face chestia asta și dă unul singur. Da, lasă, decât da. să-l calce mașina că ascultă numai muzică, da, zică... el de... Nu, dacă-l calcă acum. mașina, îl calcă oricum, <laughs> deci nu contează <laughs> um, Ce, ce n-ai mai putut păstra din ce făceați voi ca familie și Regreți într-un fel, adică cu ai tăi să de. Ne... Da, uh... faci cu copiii tăi. Nu știu, cred că avem mult mai puțin timp acum. Uh -huh. uh, și uh, erau lucruri, erau tabieturi, obiceiuri, la Timișoara, de exemplu, mergeam, aveam, nu aveam treabă, voiam, nu voiam, mergeam la filarmonică în fiecare săptămână un obicei pe care cu da, un obicei pe care l-am păstrat și la București. Adevărat că în anii 70-80 nu erau foarte multe alte lucruri de făcut, dar această idee de abonament la ceva, de ritual care se, uh, se petrece săptămânal și pe care nu l chestionezi, uh, nu se mai dus. poate reproduce. Nu se mai poate reproduce și în orice caz unde stau eu acum la New York, uh, și mai puțin. N-ai cum să-ți faci... Viața nu arată în acest fel, ca să zici, la ora... În fiecare la, la, la... La... Da, 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 nu, nu. Dacă nu e vorba de terapie, da. de, da. de psihoterapie, nu poți să te duci da. la fix. Da. Da. Um, ce, ce crezi că ai învățat cel mai important de la părinții tăi? Um, am, o, am, am avut o serie, acum mai, mai puțin, uh, dar am avut vreo uh, o serie de patru părinți cum nu se poate mai diferiți. Adică? Pentru că părinții mei au divorțat și fiecare dintre ei a găsit o altă persoană care a avut alt rol în viața, în, ta. în viața mea. Mama, de la mama am învățat o chestie pe care, care e foarte importantă, de fapt, pentru orice femeie, că la, la orice vârstă poți să te reinventezi, într-un uh -huh. fel sau altul, pentru că mama, în momentul în care am plecat din țară, a intrat în politică și a devenit uh, o altă persoană decât uh, cercetătorul și profesorul uh, cu minte care era. Și pentru ascultătorii noștri ca să da. înțeleagă despre ce vorbim, mama Monei Nicoare este Mona da. Muscă. Pentru cei care, mă rog, sunt de vârsta noastră, da. știu, o cunosc de pe vremea când era în. Uh, în politică. Da, da. da. Tot o cunoști, de fapt, din liceu. Eu o cunosc da. mai de mult, dar... Da. 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 Aha, uh, deci de la mama ai învățat asta. De la mama am învățat asta, de la soțul ei uh, am învățat partea de cercetare, argumentare în familie, în fiecare seară se duceau diverse dispute care se rezolvau undeva, devinau acerbe la felul 2, începeau la supă, devinau acerbe la felul 2 și undeva la desert cineva aducea... Trebuia să câștige. Trebuia să Câștigea și câștiga prin aducerea unui dicționar sau unei enciclopedii pe masă. Asta era înainte de Google, se trântea obiectul pe masă. Dar găsea... de la ce? Adică de la ce pornea discuția? Asupra căror subiecte să. Orice. Ah, orice. Andreea, de la etimologie, istorie, mâncăruri, absolut orice nu contează, contează să te cerci și să câștigi un argument. Așa, uh, bun. Și, deci da. asta ai învățat de la el, că trebuie să ai da. argumente solide dacă vrei să câștigi o luptă. Da. De la uh, tatăl meu a învățat culmea să fiu ordonată, era un tip foarte, foarte tipical, așa. Uh, avea și o bibliotecă organizată uh, pe literă. A... Da. <laughs> Da. Uh, e, e, era puțin alarmant, dar uh, dacă mă gândesc că dacă fac 20% din ce a făcut el... E deja bine. O, oh, e genial. Dar cu ce se ocupa? Uh, el uh, era medic somatolog uh -huh. în Timișoara. Uite, poate da, de la da, asta vezi, știa da. cum e ordinea da. dinților în gură. Da, da, exact. Iar prietena lui era uh, uh, optician și era o, o, o persoană de o căldură... Uh, uh, și de o uh, iubire uh, uh, fără necondiționate, uh, uh, foarte, foarte rare. Ai mers la grădiniță când erai mică sau stăteai doar cu bunica. Stăteam mai mult cu bunica. am mers, au fost în diverse încercări ale familiei să mă ducă la grădiniță. Uh, știu că refuzam să dorm după amiază, și asta crea diverse probleme, mai ales că era, uh, era grădinița partidului, cea mai apropiată de noi, în care s-a obținut cu greu uh, un loc uh, și pentru mine, pe care l am făcut fer că nu vroiam să mă duc acolo. Uh, motivul pentru care nu vroiam să mă duc, e, mie mi se pare și în ziua de astăzi foarte justificat în momentul în care te duceai la culcare după amiază, era o doamnă care trecea și dacă te vedea că nu dorme se cu un papuc în cap. <laughs> este... Adică <laughs> ceva normal pentru o grădiniță de partid. Da, Nu-mi exact. exact. comentăm la partid. Era o disciplină da, de partid să uh, uh -huh. făcea cu papucul acolo. Uh, de da, altfel mă... erai, adică, nu știu, participai și tu la serbări? Erai uh, sau n-ai rezistat uh, să ajungi și la prima serbare? Am fost la vreo două sărbări. Ah. Te ții în minte? Bunica mea a făcut uh, costumele. Unul era uh, un costum foarte exoticizat, așa, uh, de romni. Uh -huh. uh, și parcă mai era unul, dar nu mai țin minte. A, a fost ceva, a fost o și o încercare cu baletul la mine. N-au mers nici care. Tot ce ține de disciplină uh, de grup <coughs> nu funcționează la mine. Iar la, la balet cred că am fost de vreo trei ori. Uh, baletul era ținut, ținut la Timișoara de o doamnă uh, săsoaică sau șfabă, sau de limbă germană uh, care uh, uh, era obsedată și ea de disciplină într-un mod care nu te făcea să iubești baletul cu niciun chip și era în mergătoare la balet altfel copil fiind dar, dar vrei să mergi doar când vrei să mergi da și, ceva. Eu, da, și cum vreau eu și dacă da, se da. poate să facă Și fac să fie altă coregrafie. Da, și altfel era ok, înțeleg. da. 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 Uh, pentru că tot vorbești de bunica, crezi că a fost uh, acum dacă te gândești un om extrem de important pentru felul în care te-ai dezvoltat? Da, absolut. Absolut. Uh, um, ea s-a dus acum, nu, nu pot să vorbesc cu foarte mare. Uh, Răceală despre ea, pentru că de-abia s-a dus acum în decembrie. Dar ea e o persoană cu care eu am stat acasă foarte, foarte multă vreme, am petrecut multă vreme cu ea. E o, e o, e o tipă care și-a gestionat o viață foarte, foarte complicată și care a trecut prin război, prin un tată alcoolic care a dispărut, prin. Uh, printr-un soț pe care l-a iubit foarte mult, dar lucrurile au fost și acolo destul de complicate, uh, printr-o de lucruri, a trecut cu foarte mult flair, era o gagică cu foarte mult stil, uh, uh, picta, făcea uh, artă și m-a învățat să fiu puțin mai jemonfișistă uh, uh, decât cred că aș fi fost alt minte. Or, oricum nu reușesc să fiu la fel de pragmatică uh, și de uh, dură cu mine însă uh, cum a fost ea uh, și să trec peste lucruri chiar așa de ușor dar uh, încerc. Bine, să știi că eu am vorbit și cu mama ta să întreb cam cum erai tu când erai mică. Da. Să știu ce părere are despre, despre tine. Ia Aua să vezi. Uh -huh. <laughs> Era tare, drăgălașă. Frumuşică, <laughs> foarte veselă, vorbea într -una. Era foarte talentată la desen, la modelaj, la pictură are o expoziție în casa nașei sale cu lucrurile pe vremea aceea și a luat și un concurs. Când a vrut să intre în clasa 5-a la școala de arte, a luat concursul cu locul întâi. Ce fel de adolescentă a fost? O adolescentă cu minte și foarte legată de familie. Toți prietenii ei, pe care i-a avut de mică, ne-a dus să-i cunoaștem și am jucat la Scrabble cu toți Prietenii ei din clasa 5-a până târziu de tot. De... <laughs> A fost groaznic. <dragnici. laughs> Și acum, dacă ar fi să o descrieți cum este acum, cum o vedeți pe Mona cea mare? E o persoană <laughs> foarte frumos construită, e un om extraordinar de responsabil, e cultivată, e generoasă. Ce fel de mamă e? a ah, o mamă formidabilă. O invidiez că eu n-am reușit să fiu o mamă atât de de deschisă pentru ea cum este ea pentru copiii ei. Va povesti despre ideea ei de a face acest film despre Casian? Nu, culmea că am aflat după ce a început să lucreze la film și pentru noi în general că ea lucrează și face filme documentare, este o mare mirare. Deși poate ar fi trebuit să ne gândim că a lucrat la multe ONG-uri și poate de acolo îi se trage pasiunea pentru filmul documentar. Și ați văzut filmul? Filmul l-am văzut, -a da. a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Este un film extraordinar de onest, ceea ce e lucru mare, să, să faci un film onest pe istoria unei intelectuale care a trecut prin atâtea regimuri a prezentat-o așa cum s-a prezentat de fapt Nina Casian. Aveți un mesaj pe care vreți să-i transmiteți Simonei pentru că o să vă asculte la radio. Ca cel din totdeauna. Că iubim mult. Nu oh. Ți-a emoționat! Ce vrei? Da. Așa o să da. te emoționezi și tu da. când o vorbești despre copiii tăi. Pentru tine a fost complicat, chiar mm. așa, când s-a retras din politică mama ta, a fost complicat? Erau, nu știu, se discuta despre asta în cercurile tale? Da, absolut. Și eu am fost aici când s-a întâmplat toată povestea aceea din 2006 și am și acum tot felul de curiozități legate de acel moment, pentru că în afară de partea de substanță, reacția, și în afară de partea politică, care e de înțeles și așa e în politică. În reacțiile pe care le-am văzut, am văzut foarte, foarte mult misoginism pe care mama obișnuită cu Lumea de aici și cu felul în care era tratată de aici nu le-a perceput atât de puternic pe cât le-am perceput eu. Și nu știu dacă avem capacitatea să, re să revizităm acel moment, dar m-ar interesa să văd la rece, din nou, știind cum s-au întâmplat lucrurile, ce s-a întâmplat. Să văd uh, uh, cum este posibil uh, ca o femeie să fie tratată în, în felul acesta. Cum ați ajuns în București? Deci, când ați plecat din Timișoara și ați venit în București? Am ajuns în uh, 83, în 82, mama s-a recăsătorit uh, cu actualul ei soț și am ajuns în clasa a 5-a aici, la București. la Școala Generală 5, cea din piața Amzei, unde colegii și acum fac mișto de mine, pentru că aveam un accent foarte puternic de Timișoara. Și cum a fost întâlnirea cu Bucureștiu? Adică, te-ai acomodat greu? Nu, n-a fost deloc dificilă. Nu mi s-a părut deloc dificilă. Mie mi-a plăcut foarte mult să fiu adolescent aici, în București. Îmi pierdusem deja o parte din prietenii de la Timișoara, începuseră să plece. Uh, singurul meu necaz a fost că de la școala de artă din Timișoara am aterizat la o școală generală aici și nu la Tonița și și acum și eu și ai mei cam regretăm acest lucru. Uh, că mi-aș fi dorit să mă duc în continuare la, uh, la școala de artă. Dar uh, eu prietenoși copii? Adică nu n ai avut o problemă, nu știu, că veneai din altă parte? V-ați împrietenit? Foarte, da? foarte puțin. Și minor, nu... Nu era grav? Nu, nu, nu era nimic grav. Mi-am făcut o, o tonă de de prieteni. Mai era și perioada aceea, anilor 80, în care n-aveai nimic de făcut decât să stai cu prietenii, să asculți muzică, să citești cărți. Recunosc că am foarte puțină nostalgie legată de comunism, dar timpul din perioada aceea și acum îmi dor de el. Și dar... liceul cum l-ai ales? Liceul l-am ales aproape automat, iarăși la Tonița mi s-a zis, zis că poate nu-i bine că acolo nu se face școală de adăpărate. Uh -huh. La drept urmare am nimerit la matematică fizică. Uh -huh. uh, În celălalt, la da, cealaltă extremă. Da, la uh -huh. Bălcescu se numea pe vremea aceea, acum este Sfântul, este Sava. Sfântul Sava. Unde um, am chiulit cât am putut. Uh. <laughs> Îmi pare rău să zic acest De lucru. ce? Ca așa făcea toată lumea sau nu-ți plăceau materiile sau ce se întâmplă? Matematică și fizică, nu. Uh, și mecanică și uh -huh. rezistența materialelor și diverse alte lucruri care nici acum, uh, uh, de fapt, nu-mi spun nimica. Uh, scriam foarte mult, mergeam la cenacul unde ne-am cunoscut, de fapt, da, la da, săgetătorul, da. la da, laser, da. la tine, la liceu. Uh, uh, e... Dar aveai și... totuși niște profesori, nu știu, care îți plăceau, care te-au te inspirat sau nu știu, în perioada liceului? Da, au fost tot felul de profesori uh, uh, foarte, care mi-au rămas în continuare foarte dragi. Doamna Goia, mama Ilinca, Goia. Uh -huh. uh, de fapt, actriței, uh, profesoară de română, uh, uh, domnul Costache, care era un personaj foarte ironic și tot profesor de română. Acela mi-a rămas pisică. Uh, un profesor de uh, uh, filozofie da, deci care zic, mergea cu la noi madame, adică, în piața și universității. Desigur sigur îți plăceau profesorii de română filozofie, da. adică doar te dusese că era un liceu XP foarte bun. Da, punct. da Și unde mi-am făcut o tonă de prieteni, dar de mers la ore mai puțin. Am avut noroc că eram olimpică și la română, dar mai ales la engleză și luam olimpiadele pe țară din când în când. Și atunci și aduceam, mai treceau cu Da, vederea. puncte la întrecerea socialistă. Uh -huh. Da, da, da. Tu crezi că ai fost o adolescentă rebelă, așa cum te-ai descrie? Nu, 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 deloc. Mama avea dreptate. Am Aha. fost foarte, foarte docilă, de fapt. Rebeliunea a fost doar față de liceu. Dar am minte foarte docilă. Cred că am devenit mai puțin docilă și devin din ce în ce mai puțin docilă pe măsură ce îmbătrânesc. <laughs> Dar cu scrisul, tu întotdeauna scrieai? Adică întotdeauna ți-a plăcut să scrii poezii sau când te apucat atunci în perioada liceului? În perioada școlii generale cred că a început pe la nu știu, un 13, 12, 13 ani ca tot adolescentul. Uh -huh. uh, și a devenit o chestiunea mai serioasă la cenaclu, de fapt, la săgedătorul. Uh, care și acum, culmea, mă gândeam când a murit Tudor Opriș care conducea uh, cenaclu mie mi-a dat foarte mult acel cenaclu Acea, uh, era o, da, pentru o că comunitate era o oază de libertate și oază de, de creativitate da, într-o lume da, în care nu da, se da. întâmplă nimic Da. și ideea că te duci în fiecare săptămână cu ce ai lucrat, citești ți se dă feedback uh, era o muncă de fapt mult mai colaborativă decât uh, 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 în alte locuri și am învățat foarte multe de acolo și am și rămas prietenă cu o grămadă dintre oamenii pe care i-am cunoscut acolo. Eu mi-amintesc că erau și foarte mulți băieți care se îndrăgosteau rând pe rând de tine în acea perioadă. De mine? Serios? Eu nu mi-amintesc. Da, da, nu contează. Mi-amintesc -am tu... pe aia care erau îndrăgostiți de tine. <thoughtful> da, da. He, fiecare <that that subconscious> și amintește ceva. Dar, spunem, tu ai trăit o dragoste din asta mare de liceu, nu știu, dragostea din -da. timpul liceului. Nu, serios? Nu, nu, nu. Au venit uh, mai târziu. Dar de ce erai timidă, crezi sau sau nu te interesa sau Cred că l-am găsit pe cine? Nu? Cred că l-am găsit Dar ce fel de băiat. Care să mă inspire. Nu știam, la vârsta aia nici uh -huh. nu știi exact ce cauți. Asta este adevărul și cred că asta era parte din problemă. <laughs> nu știam ce cauți, drept urmare nu căutam uh, 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 cu asiduitate. <laughs> de ce n ai fi suportat sub nicio formă la un băiat? Nu știu. A, pe prostia. Venea. În continuare uh -huh. am această. O, o problemă foarte mare. Uh, am o intoleranță. Și nici, nici măcar nu-i prostie. Că, dacă zic prostie, înseamnă că îl judec pe celălalt. Dar pe cei care uh, gândesc mai încet sau. Uh, sau mai puțin, sau mai puțin. Mm -hmm. Am <laughs> da. înțeles, da. Da, și uh, e o problemă care îmi creează probleme la lucru uh, în continuare. Uh, uh, am o intoleranță uh, care e foarte pârdalnică și nu-i frumoasă. Facultatea cum se eu? Uh, pe a am ales-o eu, Doamne, finalmente, filologia. Da. filologia. Uh, M-am dat la engleză, că acolo eram mai bună. Uh, engleză română, cred că am intrat în 90 cu uh, uh, oarecare dificultăți din partea mea pentru că uh, după cum ții minte, Revoluția a venit în ultimul an de liceu al nostru din, mi-am petrecut mare parte al, între ianuarie și iunie la diverse demonstrații în loc să învăț pentru admitere, mergeam seara în piața universității, ca mulți uh, dintre noi. Este un miracol că am intrat cu medie relativ mare, având în vedere ce, fă ce făceam. Era eu eu un acele miracol, luni. dar da, <laughs> da, să fim așa, modești, să zicem că era un miracol. Și te-ai gândit că vrei să faci asta pentru a face ce după aceea? Te vedeai profesoară sau. Cred că nu gândeam nu, foarte clar. Nu, plăcea asta. Îmi plăcea asta. În cele din urmă am vrut să dau la un doctorat. Vreau să ajung în Marea Britanie, la Cambridge. Aveam și un profesor cu care vreau să lucrez, cu care apucasem să lucrez câteva săptămâni la o școală de vară, acolo la o bursă. Dar ghinionul a făcut că m-am îndrăgostit de un băiat care a devenit după aceea primul meu soț. Care era coleg cu tine de facultate? Nu, nu, nu. Ah. nu Un american care venise aici. Eu lucram și în drepturile omului în același timp. A început să-i deja să Început. Din 1990 să lucrez în drepturile omului, de prin 92 am început să lucrez la Pador CH. Uh, foarte mult, m-am cunoscut cu acest băiat care, care vrea era un să american se... un american uh -huh. care vrea să se întoarcă înapoi la New York și am dat uh, la uh, am, am aplicat la diverse școli doctorale din Statele Unite cu jumătate de gură am încercat să subminez tot procesul cât am putut. Dar într-un fel vreau să te duci ca să te duci după el, nu? Vream, nu, vreau să aplic ca să zic că am aplicat Uh, și să nu intru ca el, și el să rămână, rămână aici. da, a, da, el, da, da. Da, a, da, Aia a fost făcută foarte intenționat, Dar am și cu o seară înainte de GRE care e un test uh, din ăsta de uh, Standardizat de intrare la doctorat, eu fusesem prin închisori, ne uitam după persoane închise după, sub articolul 200 pentru la vremea pentru homosexualitate, pentru... da, căutam, cărtam pe, pe cazuri da. de oameni uh -huh. închiși pe articolul 200. Eu, o, o muncă destul de grea în închisori și am mers cu colegii după aceea și am băut. Astfel încât eu mi-am luat testul sub influență băuturilor influența băuturilor alcooli nu, nu, nu Alcoolului? Vrem să știm asta. Și da. eu speram, speram intens că acest lucru va da un rezultat. Ei, care bine, nu. Mă, mă va face neeligibilă. A dat! Nu, nu, nu. Da. A funcționat. A funcționat. Doar că la Columbia, la Universitatea Columbia, una dintre profesoarele care se ocupa de triajul candidaților mi-a văzut lucrarea de licență, a citit-o și a zis, ăstea vrem să-i oferim o bursă completă. Și ai plecat în America? Da, când ți se oferă o bursă completă din București la Columbia, nu zici deci ba. Deci câți ani aveai când ai plecat? Aveam 23 de ani. Și te-ai și măritat imediat? După vreo 2-3 ani. Am crezut că știu, am zis să aștept că cred că știu ce fac. N-am știut. Așa, te-ai măritat și copiii ai făcut tot așa repede după ce te-ai măritat? sau ai așteptat încă vreo 5 ani. Încă vreo 5 ani. Am făcut pe la sfârșitul anului. Luca s-a născut când aveam 29 de ani și Matei pe la vreo 33 de ani. Am așteptat. Nu, au, au am crezut că fac tot ce fac cu cap. S-a dovedit că... Parțial ai făcut parțial cu cap. Parțial era doar cu cap. Da. Dar <laughs> de ce nu te-ai mai, înțeles? nu te mai înțeles cu iubitul tău? A, a e, o, e o, poveste lungă în care a, nu vreau nu. să intru. dar dar, nu dar a, mai înțeles. A, a, fost, a, fost, o relație foarte frumoasă și o căsnicie a fost. de 23 de ani în, 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 total. Deci, până la urmă, ai făcut uh, o alegere bună, dacă ne gândim totuși că a durat atât de mult și că mă, da, a fost... da, nu știu, re regret nu știu. Cum, da. atât. Așa, bine. Zime atunci dacă te-ai te acomodat cu America, mai ales că plecasei cumva fără să te gândești că vei rămâne acolo. Da și nu. Mm. Da și nu. Acum în New Yorkul e locul în care am locuit cel mai mult din toate locurile, nici din timișoara, nici în București. Mm -hmm. N-am locuit atât de mult cât am locuit la New York. Mi e extrem de familiar. Uh, am o viață foarte bogată acolo. Totuși, stând de atâta vreme, am prietenit de 20 de ani. Uh, uh, foarte adânci acolo. Orașul e foarte viu, cultural, dar, e foarte interesant. Dar nu e acasă. Nu e acasă în continuare, deși am locuit acolo cel mai mult... Uh, adică ce îți lipsește? Adică ce simți tu că face să nu fie acasă? Acea familiaritate, acea... Uh, 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 nu știu... Uh, E o memoria a mușchilor uh -huh. pe care o am în București. Când mă mișc prin București, e... știu exact unde sunt, nu trebuie să stau să mă gândesc. Uh, new Yorkul este un loc care mă solicită în continuare și nu am această acest sentiment că e al meu, e al foarte multora, devin new York uh -huh. foarte foarte repede. Și al nimănui. Da, e al foarte multora și al nimănui sau cel puțin pentru mine, nu este nu am acel sentiment de acasă pe care culmea l-am în București unde am locuit numai vreo 10-12 ani. Și când ai rămas în America, cu ce ai început să te ocupi? Am uh, am continuat doctoratul, am uh -huh. mers cu doctoratul uh, până la un punct, uh, de fapt până la punctul la care știam că pot să-l fac. Când am ajuns cu două capitole și jumătate din doctorat, știam că pot să-l termin, am zis să-mi iau o pauză și n-am revenit niciodată. Um, uneori am aceste impulsuri în care știu că vreau să fac ceva, dar recunosc că următorul pas nu l-am gândit suficient de bine, nu vroiam la momentul respectiv să fiu profesor universitar um, și am început să lucrez a, din întâmplare, de fapt, în film documentar. Uh, m-a contactat uh, cineva, un alt român de la New York, care capotase traducând uh, materialele primare pentru un film documentar care uh, în cele din urmă s-a numit Children Underground. Și mi-a zis, bă, eu nu mai pot, e un film cu copii străzi, e greu, e, eu n-am făcut chestia asta niciodată, vezi tu dacă te descurci. Și m-am dus întâi în acest proiect ca traducător, am început să ajut și la partea de producție, și la partea de postproducție, și la fundraising. Am devenit chestia aceea care se numește producător asociat, de nu știe nimeni ce înseamnă producător asociat. E un fel de factotum, un fel de uh, un fel de fapt de toate vânt. și trebuia să poartă un nume. Da, exact. Uh -huh, exact. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Și cu țara, cum a început să, să, să colaboreze. Adică de unde au apărut proiectele legate de România? Întotdeauna le-am avut. Da. După ce m-am dus la New York, reveneam în fiecare vară aproape, cu diverse proiecte de drepturile omului, Eu am continuat munca uh -huh. de drepturile uh -huh. omului, veneam, am continuat mulți ani de zile până prin 2000, am continuat cercetarea pe articolul 200, veneam și pentru Human Rights Watch, am lucrat o vreme și pentru Amnesty, diverse consultanțe în care veneam și făceam cercetare. Um, Children Underground iarăși este un film despre uh, copiii străzi din România, de aici de la uh, uh, piața Victoriei, o gașcă de la uh, metro din piața Victoriei. Și până nu știu că um, te-ai implicat și în, în Farad, nu? La în festivalul de, de la. Da, asta Arad. mai 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 de mai de curând. Dacă uh -huh. am toate proiectele Că vreau, că nu vreau, cam toate proiectele pe care le fac eu au de-a face cu România, cumva. Păi, îmi place să lucrez aici, îmi place să vin înapoi în țară. dar. Dacă... să fie teme legate de țară, cumva. Da, uh -huh. așa se întâmplă. Așa s-a întâmplat și cu filmul despre poeta Nina Casian. De pe 8 martie uh -huh, intră uh -huh. în cinematografe. Avem câteva proiecții speciale în primele zile acum. Da, filmul acela a venit dintr-o relație pe care am stabilit-o cu Ada Solomon, producătoarea Ada Solomon. Când am venit cu școala noastră, filmul meu anterior, la One World, am cunoscut-o, atunci mi era clar că eu, ea este o persoană interesantă, că ea este interesată de mine. Dar ce nu știam eu atunci este că ea se uită așa la mine să mă evalueze dacă sunt bună pentru acest proiect pe care ea vrea să-l facă de foarte multă vreme. Un film uh, despre Nina Casian, um, un film care inițial ea a vrut să-l facă în anii, la începutul anilor 90, de fapt, un film care se numește Nina Eroina, și uh -huh. uh, așa cum are de acel titlu. <laughs> Nu că ăsta pe care îl avem noi, distanța dintre mine și mine, ar fi neapărat mai mult, mai bun pentru că e mai lung. Um, mi -mi se pare vrut... foarte amuzant, Nina, eroina. Da. <laughs> e, mie mi da. se Aș pare. Aș mai desi să... chiar niște rime da. în continuare. Așa. Da. Uh, um... Și ea vrea să-l facă. De ce? Era uh, ea, o... pe ea pasionată. O, inter de... o, o interesa Nina foarte mult. Avea o relație ca noi toți cu. Uh, uh... Poezia, că poezia <laughs> pentru copii a cu poezia avangardistă și mai mult o cunoscuse pe Nina foarte bine, pentru că soțul ei, Alecu Solomon, care este un documentarist excepțional, vine dintr-o familie uh, care a fost prieteni din copilărie, din adolescență cu Nina Casian. Uh -huh. Ivon Hasan, mama uh, lui Alecu, este, uh, a fost. Îmi pare rău, a fost o artistă plastică de la școala lui Maxi, care s-a cunoscut cu Nina acolo și au rămas prietene o viață. Ada se gândea la un moment dat să facă un film despre prietenia dintre cele mm. două femei, care a fost o prietenie foarte strânsă. Ce vreau să te rog pentru da. cei care, nu știu, tinerii care ne ascultă acum da. și care n-au habar cine este Nina Casian, mm. tu cum, cum le-ai prezentat o Oh, adică să le zicem, da, uite, este da, un da, film da. despre cine. Că noi da. le spunem despre Nina Casian în ideea în care ei chiar știu da. cine este Nina Casian. Da, Nina Casian este, a fost definită de cineva ca cea mai fascinantă femeie urâtă din literatura română. Ea a fost poet avantgardist care și-a început cariera în anii 40 de fapt, în plin, în plin război, ea era la, a terminat liceul acela evreiesc de fete, care a fost înființat în urma legilor rasiale date de regimul Antonescu. A devenit, ca reacție, de fapt, la regimul Antonescu, la rebeliunea legionară, la fascismul care domnea în țară, a devenit comunist, a intrat în Uniunea Tineretului Comunist. Uh, dar și-a păstrat un filon avangardist uh, foarte zdravă. Uh, o vreme a încercat să fie fată cu minte prin anii 50, a încercat să uh, facă uh, literatură prolet cultistă cum se făcea atunci uh, de către uh, scriitorii comuniști ai vremii. Însă uh, pentru ea era o chingă, o, o cămașă de forță, zice ea, în care uh, nu s-a regăsit, s-a refugiat în literatura pentru copii, s-a refugiat în compoziție. Era un compozitor foarte, foarte uh, bun, de fapt, și toată muzica noastră din film este uh, muzica Ninei, de fapt. Uh, și de-abia pe la sfârșitul anilor 50 a început să scrie din nou uh, cu vocea ei. Uh care a devenit din ce în ce mai puternică. Prin 1974 a ieșit cu un volum care se numește Lotto Poeme. Mulți care uh, l-au apucat țin minte poeziile în limba spargă, o limbă inventată. Bună, inventată de ea. Uh, diverse experimente avangardiste care arătau cu totul altfel față de uh, poezia română din Perioada respectivă. În același timp, ea s-a despărțit foarte puternic de regimul comunist, mai bine zis, de regimul Ceaușescu, ea crezând în continuare în idealurile acestea de egalitate, de genuri, sexe, că ei, că ei nu mai erau niște comuniști, ci niște dictatori, da, nu, care ab... luptau pentru propria bunăstare, nu mai avea legătură cu comunismul ei. Da, absolut, absolut. Cu. Și în cele din urmă um, a devenit, uh, uh, a, a trebuit să plece în Statele Unite când un prieten al ei, Gheorghe Ursu, un caz care a devenit celebru în România, a fost arestat și apoi ucis, practic, de securitate. Ea era în Statele Unite în acel moment cu o bursă din aceasta de pe termen scurt dar și-a dat seama preda, că mai bine nu se mai întoarce, um, că nu mai are poi nicio s-a spus că e bine uh -huh. să nu se întoarcă, că e mai bine să nu se întoarcă și a rămas femeie la 60 de ani, poet de limbă română, undeva rătăcit în New York, unde a, și-a reconstruit o întreagă carieră. Ea a fost foarte bine recunoscută ca poet în Statele Unite, a publicat foarte mult, a avut recunoașterea aceea de inclus în antologiile principale, Northern Anthology, care este antologia cea mai cunoscută și cea mai folosită de toate colegiile americane, toate universitățile americane. A avut poezia publicată în, în Metro New Yorkez, există un program, care pune poezie pe pereții metroului. Ce ți-a fost cel mai greu, da, când în realizarea filmului? Că, practic ai luat un interviu, nu? Care a durat cât timp? Sau cum mergeai, care era programul? Cum am făcut? filmat cu ea, am filmat cu ea în 2013 între martie și cam octombrie, septembrie-octombrie. 2013 cu țărăita pentru că ea nu mai putea. Era foarte obosită. Uh, îi făcea plăcere prezența noastră și să stea cu noi de vorbă. Dar, Dar această, acest sistem de interviu, care era, era foarte solicitant uh, uh, pentru ea, lucram cam două ore. Câte avea, zi, uh, avea deja... a, aproape avea 80 și ani 20 în 1924. Uh -huh. uh, a fost uh, era născută, născută în 24. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Da. mai era cineva de față când făcea interviu sau cum se desfășura. Da, L-am văzut ومدat uh, pe soțul ei Soțul că apare ei în cadru. Era întotdeauna acolo, este al treilea soț al ei cu care uh, s-au iubit foarte mult și se vede. El e happy end-ul nostru uh -huh. de fapt de la film. Se vede această uh, tandrețe pe care au avut-o până la sfârșit unul față de altul. Și eram cu Ovidiu Mărginean, omul meu de cameră și la școala noastră și uh, pentru acest film, și Rudolf Costin, un tânăr mai tânăr colaborator, care mi-este bun amic și un om foarte bun de cameră. A fost foarte deschisă de la început? Sau cum ai simțit-o, nu știu, la prima foarte, întâlnire? Foarte, deschisă. Da? Foarte deschisă, foarte primitoare. Um... Și ce-ar fi vrut să reiasă din acest film n vrut, sau cum, nu, cum a ea primit? N-a vrut absolut nimic de la acest film. Uh -huh. uh, nu avea, nu simțea nevoia să-i se să șlefuiască statuia în vreun fel. Ea, simț, ea simțea că spusese ce să de zis în memorii, memoria ca zestre. Este, de fapt, jurnalul ei de-a lungul anilor Uh, uh, reeditat în diverse momente în care ea și-a schimbat uh -huh. părerea despre propriile poziții. <laughs> și asta i-a adus-o și în vizorul securității în anii 70. Uh, nu, avea o indif diferență majoră față de film, nu față de noi ca persoane, era foarte caldă, dar ideea filmului nu o încălzea în niciun fel. Mai mult. Ea însă și un, era un artist și avea generozitatea sau măcar pragmatismul unui artist care lucrează cu alt artist. Ea înțelegea foarte bine că filmul este al nostru, este viziunea noastră asupra ei și că nu este, ea nu poate controla ce se întâmplă cu acest film sau cum apare acest film. Dar pe tine, te-a șocat ceva sau nu știu, te-a surprins ceva sau te așteptai să fie așa? Mi-a fost frică că nu o să ne placă una de alta, și prima dată când m-am dus să o cunosc cu Ada Solomon, m-am dus cu o cameră ca să am în spatele, un obiect în spatele căruia să mă pot ascunde. Um, Mi-a fost frică că uh, uh, o să se pune în scenă, în interviu, uh -huh. uh, și am descoperit că, de fapt, era mai dură decât am fi fost noi cu uh, ea. Era mai dură cu ea însă însăși decât am fi fost noi cu ea. Uh, M-a surprins această onestitate uh, și în aceeași măsură inteligența, ea avea o inteligență tăioasă, extrem de riguroasă. Uh, în spatele fiecarei propoziții se ascundeau uh, volume întregi de substanță. Uh, am uh, am invidiat-o foarte mult pentru pentru asta, da. Ce ai despre iubire de la Nina Casian? Uh, am învățat uh, de la ea că uh, iubirea e o chestiune foarte infantilă de fapt, în cel mai bun sens al cuvântului. Uh, că trebuie să-ți păstrezi partea aceea de mirare, de deschidere, de, de copil care uh, care se care bucură. Da, sau? nu, care, care crede că merită să fie iubit, uh -huh. de fapt. Uh, și care crede că merită să primească ceva din partea Universului. Uh, Dar te, și... ai te identifica cumva cu vreuna din poveștile ei? Sau te simțeai cumva, nu știu? Eu m-am identificat foarte mult cu ea, uh -huh. uh, uh, de fapt. Cu această constantă reevaluare a ceea ce suntem. Uh, cu uh, uh, această acceptare a faptului că facem greșeli și că mai important este să, să, re să te reevaluezi de-a lungul timpului, să devii mai înțelept, decât să nu faci greșeli. Uh -huh. uh, și că e mai bine să nu-ți fie frică și să faci greșeli decât să-ți fie frică și să nu faci nimic. Tot ce aveați despre ea din um, arhivele, din dosarul securității pe care el avea acolo, l-ați avut înainte sau după ce ați făcut filmul v-ați gândit În timpul, În timp ce, făceam, ce lucram la film, am uh, mers la CNSA uh, să-i consult uh, dosarul, cele 11 volume uh, din dosar. I-am spus Ninei că avem mari, mari Părți ale dosarului le primisem Deja prin toamna lui 2013, am impresia. Și atunci uh, v ați gândit dacă ar fi bine să le introduceți sau nu un film sau Știam că noi vrem să le Aha. introducem în film. Uh, teama mea, ce, ce vreau eu să știu este dacă Nina vrea să afle ce este în acel dosar. A, ea ah, nu, nu l văzuse până atunci? Nu-l văzuse niciodată uh -huh. uh, și nu era deloc interesată de ceea ce este în dosar. Pentru că, într-adevăr, dosarul este doar o versiune instituțională uh -huh. a identității Ninei, nume de Cod Mira. Uh, Trădările de acolo, cred că ar fi durut-o foarte mult. Uh, și nici nu i-ați citit, adică n-a știut? N-a vrut. N-a vrut să știe și uh, cred că e uh, un lucru înțelept, pentru că acela este un document al momentului uh, care uh, ar fi răscolit-o foarte mult acum, după aproape 30 de ani. Și cine și cum ați hotărât să introduceți toate aceste date în, în film? Cum? Împreună cu coautoarea cu mea, uh, Dana Bunescu, uh, uh, care uh, uh, um, Marea Doamna Montajului uh, în România. o să mă certe că îi zic astfel. Uh -huh. um, am găsit această formulă în care există o fricțiune uh, între arhivă și a memoria, amintirile Ninei. Uh, încercăm ca arhiva să nu fie strict uh, ilustrativă ci să fie ceva care adaugă, care deranjează, care uh, confruntă, care confirmă uneori, alteori infirmă ceea ce uh, zice Nina. Să știu, să știu, eu, să știu da, că, eu... că am te interup pentru că vreau să spun că am vorbit și cu Dana Bunescu despre, a, da. acest, despre acest lucru și vreau să o ascultăm, să-ți să povestească cum a făcut cu tine filmul. E foarte simplu pentru că e atât de plăcută și reușește să-și facă atât de clare intențiile, așa chiar figurate cum ar reveni și, nu știu, e o plăcere. Cum funcționează concret această echipă? Prin dialog. În permanență vorbim despre ce ar vrea să, să spună filmul, despre cum ar vrea să spună filmul și ajungem undeva să negociem toate detaliile, poveștii pe care vrem să o croim. Ce a fost cel mai greu de făcut în cadrul acestui film? Cred că să găsim soluția pentru inserarea materialelor arhivelor CNSAS. Să găsim o formulă prin care să integrăm documentul scris într-un format care se propunea până la un punct a fi numai imagine filmată. Cine a venit cu ideea acestui film? Ada, Ada a vrut să facă de Ada foarte multă vreme uh -huh. Ada Solomon, producătoarea filmului. De ce s-a gândit oare că e Mona potrivită pentru asta? Uh, o prin, prin uh, datorită formației ei de om um, de litere. Uh -huh. Doi, mai era un avantaj, locuia la New York. Uh -huh. Și uh, tocmai datorită curiozității ei în uh, scobirea tuturor in, intestinelor memoriei, cum, cum ar fi. Deci... Te interesa, Nina, se vedea că te interesa oricum Nina Casian. Da, 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 nu, eu eu urmărisam, știam poezile ei pentru copii de mică, cum ziceam. Uh, știam poezia ei avangardistă pe care o descoperisem de-abia în anii 80, când am început și eu să scriu poezie. Ei, mai știam și reputația din cercurile literal în care noi ne învârteam, nu? În anii 80. Uh, Nina mă interesa foarte mult, dar nu mi era clar. Nu mi-ar fi trecut, de fapt, niciodată prin cap să fac film, dacă n-ar fi venit Ada uh, cu această idee. Și, de fapt, și după ce, mi -a, ce a venit Ada cu ideea, prim, principala mea întrebare în, pe parcursul facerii acestui film este de ce e film și nu e carte? Mi-am dat seama că asta este întrebarea esențială la care trebuie să răspundem. Uh, de ce este cinematic? în această chestiune. De ce trebuie să-l vezi pe ecran și să nu, cit nu să citești pe pagină uh, toată povestea? Pe clar, pentru că e un interes. personaj extraordinar de fascinant de văzut. Da. da. Adică eu recunosc că am văzut filmul și uh, ea este de o carismă extraordinară. Da, este, este fascinantă, este delicioasă, este uh, amuzantă, ea pe de-o parte, pe de altă parte, arhiva este foarte bogată și interesantă și uh, um, unor amuzantă, altor tristă. Mie um, mi s-a făcut extraordinar, de a, adică cred că e foarte fascinantă dezvoltura cu care ea prezintă lucrurile. Poate că, nu știu, acest lucru să dă și vârsta, nu? Da. Sper, ești la o, sper că da, nu? Ești la o vârstă la care da. you don't care. Da. Și, și pe de altă parte, cred că ea așa a fost tot timpul. Da. da. Adică da, Adică E o persoană care a fost foarte liberă cu ea, însă și-a acordat și-a luat niște libertăți într-o perioadă în care nu multă lume își lua libertatea interioară și nu-și nu trăia viața în termenii lor. Și Nina uh, a avut grijă să facă acest lucru. Pe mine spun sincer, nu că m-a șocat, dar m-a mm -hmm. distrat, nici nu știu cum să spun, faptul că în, pe tot parcursul interviului fuma și bea. Da. Adică eram, Doamne, eu, o femeie de 80 și ceva de ani, și n-avea niciun fel de treabă. Adică nu i se părea nici măcar asta, uite, poate că ar trebui să fac altfel, că o să fiu pe nu. ecran sau. Nu, nu se punea în scenă absolut deloc nu se pune în scenă deloc, nu interesa. Și se vede chestia asta în film, sunt maldere de obiecte, de cărți, de dosare, în jurul ei nu interesa, nu interesa să se prezinte într-o lumină sau alta, sau nu știu dacă neapărat ține de vârstă sau de o onestitate fundamentală pe care i-a avut-o întotdeauna. Din păcate nu a apucat să mai prindă finalul acestui film N-a văzut niciun pic, nu? Nu le-ați arătat nici pe parcurs? Nu. Nu. Nu i-am arătat. Ce i-am arătat uh, au fost uh, lucrurile din arhivă. Uh -huh. Obiectele uh, de uh, uh, mișcătoare din arhivă care i-au făcut foarte mare plăcere și am și filmat-o uitându-se la propria arhivă. Și când vorbim de arhivă, odată nu vorbim ea, de arhiva securității, vorbim de arhiva. Uh, arhiva... Asta adică imaginile de la televiziunea română, de la ce mai erau, nu mai știu. din De la Arhiva Națională de Filme, mai. sunt acolo niște imagini foarte frumoase filmate de Alecu Solomon, cu uh, ea și cu familia lui la 2 mai când Alecu era adolescent și începuse să deja să filmeze chiar foarte bine. Da. Te-ai gândit de la început cum o să arate acest film? Știam uh, că spinarea filmului este un interviu cu Nina și că Nina trebuie să ne conducă prin propriul ei trecut. Știam că arhivele vor avea un rol de jucat. Ceea ce nu știam exact cum folosim, ce, ce limbă în ce limbă vorbește acest film. Și această limbă a fost găsită de Dana. Uh, absolut, care este parte integrantă a conceptului uh, uh, acestui uh, film, felul în care arhiva se uh, relaționează cu. Uh, Interviul, faptul că lucrăm în aceste hardcat-uri care nu sunt confortabile, nu, nu ți se spune ce trebuie să gândești. Întotdeauna ești forțat să gândești de unul singur. Asta vine de la, de la Dana. Și structura emoțională a filmului vine de la Dana. Eu am făcut interviurile apro aproape strict cronologic, după care am revenit cu Dana și am văzut, ok. Ce facem din acest schelet exterior cronologic? Cum facem ca structura emoțională, carnea filmului să transmită ceva? Da. Soțul Line Casian a văzut filmul? Da, l-a văzut întâi pe. Uh calculatorul meu într-o versiune de lucru foarte gata spre final. Eu nu dau filmele decât sunt, când sunt gata de final uh, participanților. Uh, Mi-a părut bine că îl ved întâi pe calculator că era într-o versiune din asta cu arhiva netratată, cu... era mai... Uh, era rough și mai ușor de văzut, de uh -huh. fapt. Și a plăcut? Ce mai a puțin emoționant. I-a plăcut foarte mult, dar a doua oară l-a văzut la New York, acum pe uh -huh. ecran mare, la Making Waves, un festival de film românesc uh -huh. la New York, unde am avut o avant-premieră. Și a văzut și a văzut-o pe Nina, pe ecran mare, cu arhiva bine tratată, restaurată, cu imali, cu ea tânără, cu toate aceste, toate, toate puse la punct. Um, și uh, um, mi-era teamă că o să fie prea emoționat, sinceră, să, să fiu, dar iarăși, vârsta, inteligența, uh, el își făcuse pace deja cu imaginea Ninei și s-a bucurat mai mult decât uh, s-a uh, amărât. Ce ți-ai dori să reiasă din acest film? Care ar fi mesajul unui asemenea film? Uh, pentru mine, nu știu ce, fiecare iese de la film cu ce vrea el. Pentru mine e un film despre felul în care ne gestionăm trecutul și despre felul în care ne relaționăm toți cu propriul trecut, despre nevoia de onestitate, um, um, despre felul în care ne relaționăm și cu trecutul nostru colectiv, cu istoria noastră relativ recentă. Um, e un film care spune cât de complicat, începe să spune cât de complicată a fost relația stângii intelectuale avangardiste cu regimul comunist uh, și cu diversele uh, faze ale, ale regimului comunist uh. Uh, mi-e teamă că uh, după Revoluție lumea a început să simplifice până la caricatura acea perioadă uh, în care au existat însă. Uh, are, are complexitățile ei, are uh, fricțiunile ei, are uh, uh, drăgălășenile ei într-o oarecare măsură, mici bule de libertate, uh, care cred că merită să fie văzută în nu... obiectiv. Da, mm -hmm. sau văz mai revizitate din când în când pentru că ai ce învăța de acolo. Ai mai identificat, nu știu, în zilele noastre, oameni asemenea, Ninei Casian, nu știu, peste ani de zile, despre cine o să mai facă cineva vreun film? Cum ai găsit-o tu pe Nina Casian? Nu știu, dar o persoană ca Nina Casian se marinează în timp. Mm -hmm. <laughs> uh, și nu știu exact dacă. Se mai poate exista cineva uh, ca ea. Mai, mai avem o problemă. Uh, e o problemă uh, a noastră ca societate generalizată, felul în care ne tratăm artiștii. Uh, nu e uh, bașca uh, uh, folositori în construcția unor persoane ca Acasian. Um, noi am avut, uh, blocul comunist a avut un noroc. Acele uniuni de creație uh, făcute, care erau par parțial, exercitau un control asupra artei uh, din partea statului și îl îngrădeau și era așa, dar dădeau și o oarecare libertate a artistului. Uh, lumea putea trăi cât de cât din diversele. Uh, Pensii sau sinecuri uh, date de aceste uniuni uh, artistice, și asta îți uh, dau mult mai mult timp. Dădeau dau artistului mult mai mult timp decât uh, au artiști acum. Toți artiștii acum trebuie să aibă și un day job, o slujbă de zi, ca tot omul. Sau trebuie chiar să, mai multe. Chiar mai multe, da. Trebuie să se descurce cumva. Și în atunci, viață. crezi că nu mai au timp să. E timpul mult mai puțin. Să, uh, să fie te bucuri de propria creativitate, de fapt. Lucrezi deja de la așa. un alt proiect? Lucrez la vreo două, dar nu vreau să vorbesc despre mm -hmm. ele. Una, la unul, unul e mai interesant și e un proiect experimental la care lucrez cu partenerul meu și care e complet, complet alt minte decât orice la care am lucrat până acum. Um, am fost o persoană până acum foarte disciplinată, care nu pornea camera decât când știa. Intențiile foarte clar și știa ce vrea, cum, cum, cum se va face filmul. Și e prima dată că lucrez într-un regim de artă experimentală, în care nu știu niciodată ce o să se întâmple, și pornesc cu camera, pornesc cu uh, uh, toată aparatura la drum, fără să știu ce să filmez. Și este. Uh, e o eliberare. Zece întrebări esențiale urmează, și ai scăpa de mine. Da. 10 întrebări esențiale Care este luxul pe care nu ți-l refuz niciodată? Niciodată nu-mi refuz luxul de a sta cu prietenii la o băută, o mâncare, o cină, am, n-am timp, am, n-am bani, nu contează. Ai mulți vreodată o vacă? Nu! Nu, nu, și am fost în jurul... Acum e, e, Acum știu... te o multe, Nu, înțeleg. nu, nu, acum am realizat că n-am dus niciodată o vacă. Da. Ce-ți pui când te De uiți Deși știu ob... multe vaci, am cunoscut multe vaci la viața mea, dar nu le-am mult. da. Ce-ți pui când te uiți în oglindă? Uh nu vorbesc cu mine în oglindă. N-am hmm. niciun fel, n-am o relație cu mine în oglindă, decât una foarte uh, pragmatică. Trebuie să mă duc acolo, E părul unde trebuie, dacă nu e asta, e... cu cine ai vrea să te blochezi în lift? Ah, cu foarte multă lume și din foarte multe motive. Um... Am unii cu care aș vrea să mă blochez în lift ca să apuc să stau. Uh, de vorbă? De vorbă uh, mult mai mult. Uh, unii, unii sunt morți, dar uh, poate au început să miroasă frumos. Uh, <laughs> uh, am alții cu care, de exemplu, Donald Trump, cu care aș vrea să mă blochez în lift pentru că mi-ar plăcea să-l bat. Da. ce îi zice unui copil că este dragostea? Uh, ce mi-a zis și Nina, mie, și de fapt am apucat să-i spun adolescentului meu în momentele lui mai, mai dificile. Uh, e, uh, e o chestiune foarte primară uh, uh, care ține de acceptarea noastră interioară, așa cum suntem noi în datele noastre. Cele mai simple, cele mai primare de, de, de copii care. Primesc ceva de la Univers. Care este defectul de care ai vrea să scapi? A, multe vreme am vrut să scap de nasul meu și nu am înțeles, nu, nu mai înțeleg această chestie, nu mai știu de ce, dar a fost o, o mică obsesie de adolescență care a trecut și acum nu mai înțeleg deloc. Deci, ce problemă aveam cu nasul meu? Nu, nu țin minte. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Mi-aș da demisia, nu să bună, pună așa ceva. Care este serviciul pe care n-ai vrea să îl faci cuiva? Uh, um, un serviciu pe care n-aș vrea mm. să îl fac cuiva? Stau să mă gândesc. Uh, da. Uh, nu știu, de obicei, dacă lumea îmi cere să-i fac un serviciu, îl fac. Uh, uh, în, măsura, în măsura în care în care pot, dar uh, nu stau să mă gândesc în termenii mei, ci în termenii lor și de ce au ei nevoie. Deci nu, nu, nu trece prin cap. Bine. Da. Care este cel mai mare regret? Uh, cel mai mare reg regret e în continuare că nu m-am dus la școala de arte plastică, de fapt. <gântu> dar du-te acum <gântu> -te și termină. Răvast... Când? <gântu> -te> nu, nu, e, e mult, eu am alte chestii când de te ai făcut... simțit extrem de mândră? Uh, la primul Pride la care am fost în România, de fapt, după uh, aproape în momentul respectiv, erau 10 ani, mai bine de 10 ani de muncă uh, în, spatele, în spatele meu pe uh, uh, drepturile minorităților sexuale. Din România, și am apucat să mă duc și eu la un proiect cu copilul în spate, și erau acolo câteva sute de oameni care habar nu aveau cine sunt. Mi-a picat foarte bine că sunt oameni uh -huh. noi în mișcare, care nu mă știu, și că pot să particip la o chestie care a luat. că am fost parte dintr-o chestiune care a luat amploare, care a avut cât de cât succes. Nu total, că mai e multă treapă de făcut. Dar da, am avut un rezultat. La... Și acum este unul dintre momentele de mare, mare mândria. Monas, mulțumesc foarte mult pentru Eu prezența în emisiune și îți doresc foarte mulți spectatori în sălile de cinema, pentru că documentarul da. despre Nina Casian este de astăzi în cinematografe și chiar merită văzut, atât de cei care au admirat-o pe poetă, cât și de cei care vor să descopere un om deosebit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă aștept sâmbata viitoare, de la ora 12, cu noi povești pentru oameni mari. Iar noi ne despărțim pe melodie cu versurile Ninei Casian în lemn. La Radio, con Andrea Esca, la Europa FM.